Azi, 4 martie, la ora 11 și 15 minute, polițiștii din Groș au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că în localitatea Cătălina a avut loc un accident de muncă. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 59 de ani, în calitate de angajat al unei societăți comerciale, a executat lucrări de construcție a unui imobil. Și în timp ce manipula brațul pompei de beton de pe o autoutilitară, a atins și rupt cablurile de electricitate amplasate pe stâlpii din beton aflați în vecinătatea imobilului. În urma evenimentului, bărbatul de 59 de ani și un bărbat de 42 de ani au fost resuscitați la fața locului. Bărbatul de 59 de ani a fost stabilizat de către un echipaj din cadrul SAJ Maramureș, ulterior fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cazul celui de-al doilea bărbat, a fost declarat decesul la fața locului. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii accidentului și luării măsurilor legale care se impun.